Muntele ne oferă tuturor posibilitatea să ne bucurăm de aer curat, peisaje spectaculoase și experiențe inedite. Cu toate acestea, la orice întâlnire a omului cu muntele, trebuie respectate anumite reguli. Cele care protejează, odată, mediul înconjurător și, cel mai important, cele care protejează siguranța sau chiar viața. Atunci când vorbim despre siguranța pe munte, inevitabil facem referire și la jandarmii montani, la prezența lor în stațiunile turistice și balneare, dar și pe traseele muntoase din România. A fi jandar montan este în mod cert o meserie de vocație. Denumiți și salvatori de vieți, jandarmii montani sunt caracterizați de câteva elemente comune: iubirea pentru munte, pasiunea pentru ceea ce fac și dorința de a-i ajuta pe cei din jur. Prin intermediul nostru aveți ocazia să-i cunoașteți pe acești oameni ai muntelui, să cunoașteți ce stă în spatele uniformei pe care o îmbracă, dar și să aflați despre pericolele muntelui. Rămâneți mai aproape de noi pentru o incursiune interesantă la centrul montan Sinaia al Jandarmeriei Române. Ne aflăm în fața centrului montan Sinaia, iar alături îl avem invitat pe comandantul acestui centru, domnul colonel Ionel Bodea. Domnule comandant, puteți să ne prezentați, vă rog, centrul montan Sinaia? Ce se întâmplă aici? Sigur, cu mare plăcere. Acest centru, Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandar Montan Sinaia, Regele Carol, este unicul centru din România ce pregătește jandarmii montani și jandarmii care încadrează structurile de acțiuni speciale ale Jandarmeriei Române. Este chiar singurul centru din sud-estul Europei. În ce an a fost înființat acest centru? El a fost înființat în anul 2005, dar practic a început să funcționeze în 2006. În această perioadă de un an au fost chestiuni de pregătire, de recrutare a personalului ce urma să fie încadrat ca și instructor, chestiuni de modernizare a locației, de dotare materială și de achiziționare de materiale specifice pentru pregătire specifică mediului montan. Înainte de a îmbrăca uniforma jandarmeriei montane, fiecare jandarm parcurge o etapă complexă de pregătire în cadrul Centrului Montan Sinaia al Jandarmeriei Române. Aici învață în primul rând cum să fie în siguranță pe munte, pentru că numai așa ei pot salva la rândul lor persoanele aflate în situații de risc. Învață tehnici de escaladă și alpinism, cum să caute persoane surprinse de avalanșe și, cel mai important, cum să salveze vieți. Ne-ați spus că jandarmii montani se pregătesc în cadrul centrului dumneavoastră înainte de a acționa la posturile și secțiile unde sunt repartizați. Care sunt cursurile pe care le organizați aici la centru? Noi facem cursuri de inițiere, specializare și perfecționare. Acestea sunt structurate pe două etape, iarnă-vară, în sistem modular. Unele sunt bazate pe schi și alpinism, etapă de iarnă, și restul pe alpinism, etapă de vară. În cadrul acestor curicule de pregătire, jandarmilor li se acordă și o competență în domeniul primului ajutor de bază. Astăzi vom începe cu evaluarea primară a victimelor, adică ce aveți dumneavoastră de făcut în momentul când ajungeți la o victimă, că este în stradă, că este în zonă montană, că este politraumatizată, este conștientă sau inconștientă. Prima dată dumneavoastră trebuie să știți cum să luați legătura cu victima. Ce aveți de făcut? Ce materiale trebuie să folosiți în momentul când ajungeți la o victimă? Activitatea mea în centru se leagă foarte mult de ceea ce fac instructorii și ceea ce se predă jandarmilor din toată țara pentru intervențiile care le fac ei în zona montană. Schiul, alpinismul se leagă întotdeauna cu primul ajutor, pentru că întotdeauna tu trebuie să știi să acorzi un prim ajutor și apoi să transporți victima, să o scoți din zona cu probleme și să o transporți la ambulanță. Cunoștințele de prim ajutor care le dobândesc jandarmii în cadrul centrului la pregătire fac diferența între viață și moarte.
Aș vrea să știu, jandarmii care lucrează în mediul montan, sunt selecționați în cadrul acestui centru sau ei aleg să lucreze pe domeniul montan și aici, practic, dumneavoastră îi pregătiți, ei trebuie să aibă și o atestare ca să poată să-și desfășoare activitatea? Cum exact se întâmplă această etapă a pregătirilor? Chestiunea de recrutare pentru a lucra în structuri montane revine unităților operative. Comandanții acestor unități selecționează pe criteriile cunoscute de dumnealor. În general, este foarte adevărat că un jandar care încadrează o structură montană trebuie să aibă abilități fizice și să iubească muntele. Acești jandari care încadrează aceste structuri sunt trimiși ulterior la pregătire în cadrul centrului nostru. A fi jandar montan este în mod cert o meserie de vocație. Denumiți și salvatori de vieți, jandarmii montani sunt caracterizați de câteva elemente comune: iubirea pentru munte, pasiunea pentru ceea ce fac și dorința de a ajuta pe cei din jur. Nu este ușor să lucrezi pe mediul montan, oricât de pasionat ai fi, spuneam și mai devreme, tot implică riscuri, implică o uzură și o mare responsabilitate. Clar, pentru că în mâinile jandarmilor montan de foarte multe ori stă viața altor persoane. De obicei, cursantul când vine în centrul montan, vine, spunem noi, nepregătit. Deci noi îl luăm de la zero, cu stagiu de inițiere în alpinism, deci stagiu de vară, după care urmează stagiu de inițiere în schi și salvare evacuare. La noi în centru sunt trei stagii de pregătire: inițierea, dezvoltarea și salvare evacuare. La primul stagiu, așa cum spuneam, cursantul începe efectiv de la zero toată pregătirea. Învață să facă noduri, să își facă amaraje, să caute pe poteci montane, să folosească GPS-ul, diferite tehnici pe care noi le folosim în salvarea turiștilor. La nivelul al doilea se complică puțin și manevrele de coardă și stagiul de pregătire este mult mai intens. Iar la nivelul al treilea, cel de salvare-evacuare, acolo spunem noi vin doar cei mai buni care pot face față cu brio în orice fel de situație. Dar să știți că într-un final obiectivul nostru e ca să învățăm pe acești oameni să salveze. Și a învăța pe cineva să salveze este mai presus decât orice. Alegerea de a fi jandar montan este un prim pas atunci când vorbim despre a face o meserie din pasiunea pentru viața pe munte. De aici încep provocările, iar acestea nu se termină niciodată pentru că pericolele muntelui nu cunosc nici pauză și nici limite. Păi riscurile sunt în momentul în care începi să spui hamul pe tine, riscurile sunt în momentul în care realizezi un rapel, riscurile sunt în momentul în care până să realizezi un rapel sau să faci o escaladă nu ți-ai făcut un not cum trebuie sau nu ai făcut un amaraj cum trebuie. Riscurile sunt atunci când, de exemplu, nu ai grijă de echipamentul tău, îl tratezi așa cu dispreț, nu se poate întâmpla nimica. Și mai este o problemă, e bine tot timpul să fii nespectativă, nu trebuie să tratezi această meserie ca și cum nu se poate întâmpla. Neprevăzutul, să știți că așteaptă, să zicem, după colț, moartea așteaptă după colț. La noi riscurile foarte mari sunt pe stâncă în momentul în care ai căderi de pietre. Sunt riscuri în acest anotim frumos iarna când nu și să abordezi o pantă, o zonă care este expusă avalanșelor. Noi încercăm să-i facem să fie autonomi și prin această autonomie să-și ajute echipa și semenii. Cred că este foarte important ca pregătirea lor să fie una bună, pentru că se expun și ei la riscuri în momentul în care merg pe traseele montane, dar și intervenția practic trebuie să fie desfășurată la un nivel ridicat de siguranță. Este foarte adevărat, nu poți, orice acțiune de salvare, de evacuare implică riscuri, nu poți greși, nu te poți juca, motiv pentru care unul dintre elementele de bază pe care le cerem este siguranța și apoi, bineînțeles, profesionalismul pregătirii. Meseria voastră implică multe riscuri și atunci sunt situații în care ai nevoie să știi că te poți baza pe omul de lângă tine. Da, păi este foarte important. Noi le spunem și cursanților. Tu, ca individ în cadrul unei echipe, nu trebuie să devii pacostea echipei. Deci dacă tu nu ai competența necesară să intervii, devii o povară pentru colegii tăi. Nu trebuie să fii mediocru, trebuie să fii bun, chiar foarte bun. Există posibilitatea de pe al doilea versant să vină iară o altă avalanșă.
Un coechipier va sta în zona de siguranță, va urmări versantul respectiv, în așa fel încât în momentul în care apare pericol de pe acel versant să plece, da, alta avalanșă, să vă anunțe, iar voi vă veți deplasa în zona sigură. Ei sunt specializați pe mai multe domenii sau fiecare are domeniul lui pe care este pregătit și pregătește la rândul lui jandarmii montani? În majoritate au o pregătire de bază, atât în schi alpini și prim ajutor de bază. În cadrul structurii sunt două catedre, catedra de intervenție specializată în domeniul montan și catedra de schi și alpinism. Și încercăm profesionalizarea instructorilor, fiecare pe un domeniu anume să poată excela. Ce înseamnă să fii instructor montan în cadrul centrului de pregătire în acest domeniu al jandarmeriei? Pentru mine este o onoare să lucrez în această instituție. Este prima instituție militară în care am activat. Îmi doresc foarte mult să mă perfecționez. De-a lungul timpului am găsit în colegii mei un real sprijin pentru perfecționarea mea, pentru că am avut de la cine să învăț și, sincer, oricine ar putea să realizeze acest lucru dacă îți dorește. Dacă nu ai dorință, degeaba găsești un colectiv foarte bun care să-ți arate foarte multe tehnici, indiferent de anotimp. Dar puterea de perfecționare stă în fiecare individ, în parte instructor sau jandar montat. Câți oameni puteți pregăti în același timp în cadrul unui stagiu aici în centru? În cadrul unui stagiu nu putem pregăti mai mult de 80 de persoane. În primul rând datorită spațiilor de cazare și al doilea rând pregătirea în domeniul montan implică mai multe riscuri și de cele mai multe ori pentru un singur cursant utilizăm doi instructori. Pentru haltă 1 la 5 la 40.000 UTM, 1 centimetru înseamnă 400 de metri pe hartă. 2000 de metri pe hartă reprezintă 50 de milimetri. De unde rezultă faptul că 1 milimetru are 40 de metri pe hartă. Cea mai mare parte din activitatea pe care o desfășoară instructorii împreună cu oamenii pe care îi pregătesc are loc afară. În ce constă pregătirea lor la stagiile la care participă la centru? Cred că prin cuvinte n-aș putea să vă spun foarte multe și motiv pentru care v-aș invita, chiar acum am un stagiu de pregătire, v-aș invita chiar la fața locului să vedeți cum se desfășoară pregătirea în a doua zi de curs. Vă rog. Hai să mergem! Da? Noroc, băieții, bine ați revenit la pregătire. Ce faceți? Bine? Învățăm, ne continuăm, da? Bine? Avem un atelier, o temă, căutarea în avalanșă a unei singure persoane. Vor căuta simultan și fiecare își va vedea de traseul lui. Avem 5 cursanți care sunt principali și avem încă o persoană în spate dublor ca să consolideze, să perfecționeze, dacă se poate spune, informația. La momentul actual, în cadrul cursului de nivel 1 schi și alpinism, ei sunt organizați în două grupe de pregătire, iar pregătirea se face alternativ în funcție, vă spuneam mai devreme, de specializarea instructorilor. De față avem una din grupe, constituită aproximativ din 18 oameni, și fac inițiere de căutare în avalanșă. Dacă vedeți cumva în dreapta mea, este un grup de jandarmi montani care fac sondare pentru descoperirea și identificarea unor obiecte aflate sub zăpadă, metal, lemn sau altceva. Ei sunt în faza de inițiere.
în partea stângă, ceilalți jandarmi montari sub îndrumarea instructorilor mei fac căutarea cu ajutorul unor aparate de căutare în avalanșă, acele de veaur. Acest aparat merge pe 80 de metri, distanța de 80 de metri, ideal. Nu este nicio problemă dacă sunt mai scurte. Hai să vedem dacă avem semnal. Auzi semnalul? Deci înseamnă că este o persoană și voi coborâ pe avalanșă. Eu aici am galben momentan cu roșu. Dacă am roșu, reduc de la 80 la 35 de metri. Mă deplasez, îmi fac un semn pe zăpadă și mă duc în lateral. Dacă va scădea, n-am ce să mai caut aici. În mod evident, muntele este un mediu riscant și aici vorbim uneori despre minutele care contează în salvarea vieții. Cât de importantă este pregătirea? Ca în orice domeniu, pregătirea este de bază. De multe ori nu avem răbdarea ca oamenii să se pregătească și vrem rezultate imediate. Acest lucru nu se poate. Totul trebuie să aibă un parcurs și o ciclicitate normală, astfel încât un jandar de la încadrare într-o structură montană ar trebui să parcurgă toate etapele de pregătire în toate domeniile. Fără o pregătire de bază, ai foarte multe riscuri și nu-ți poți face meseria așa cum trebuie. Aveați experiență pe domeniul montan dinainte sau practic aici învățați totul de la zero? Aici învățăm, nu chiar de la zero, dar învățăm foarte mult tehnici. În primul rând trebuie să noi și dacă nu-ți place, n-ai ce căuta la munte. Deci muntele trebuie să-ți placă, să te atragă, să fie plăcut pentru tine. Cum vi se pare instructorii cu care aveți ocazia să lucrați? Foarte bun, profesionist. Oameni faini, te ajută. Și colegii? Pentru că am văzut că sunteți din toate zonele țării, practic, aici la acest curs. Deci știți cum e, muntele te face așa mai frate, te adună. Să înțeleg că... Te familiarizează, pentru că greutățile pe munte sunt mai diferite față de în altă parte, în alt serviciu. Deci acolo trebuie să fii, să cooperezi unul cu altul, să fii... Practic îți încredințezi viața colegului de lângă tine. Da. Deci echipa este foarte importantă. Deci aici nu este loc de greșeli. Cât de important este voi ca instructor să le transmiteți acest sentiment de siguranță că pot stăpâni totuși muntele și că își pot învinge temerile? Pentru că până la urmă cu toții suntem oameni și trebuie să recunoaștem că sunt situații în care simțim și frica. Este foarte mult de lucru cu un cursant. În primul rând îl ținem tot timpul lângă noi și orice exercițiu facem sau orice repetare a unei tehnici de salvare sau de coborâre o facem, îl ținem lângă noi și atunci el se simte în siguranță și treptat încercăm să-l lăsăm pe el singur, să-și instaleze, să coboare, să-și facă toate manevrele necesare pentru o intervenție. Și cu timpul încurajăm, uite, vezi, ai făcut bine, uite, bravo, uite, doar aici ai greșit puțin, îl îndrumăm, îi arătăm. Atunci el, în aceste 3 săptămâni, el capătă o încredere în el și poate lucra. Pregătirea nu se termină, și asta le transmit și colegilor mei și cursanților, pregătirea nu se termină odată cu absolvirea unui curs în cadrul centrului. Ea trebuie să fie permanentă. Noi în cadrul centrului avem o ofertă variată de la inițiere, specializare și perfecționarea pregătirii, iar băieții ăștia se întorc ciclic în centru. Însă este foarte important ca în unitățile din care ei provin să continue aceste pregătire. Cum îi regăsiți de la un stagiu la altul, de la un nivel la altul? Vin cu sufletul deschis, eu așa îi simt. Vin deschiși, dornici de a învăța lucruri noi, ei deja de la nivelul 1 ne întreabă, dar la nivelul 2 ce o să facem? Și le mai spunem așa, uite, manevra asta de coardă o să o facem mai amplă, o să așa, wow, de-abia aștept. Și când e nivelul 2? Cum venim? Și atunci simțim bucuria lor de a se reîntoarce, în centru și de a lucra cu noi. Cum este echipa pe care ați găsit-o aici? Putem vorbi despre o echipă la Centrul Montan Sinaia? Cu riscul că aș fi considerat lipsit de modestie, vreau să vă spun că am o echipă cu care cred că, cel puțin în domeniul montan, pot face față oricărei provocări. Cum v-ați caracteriza munca, echipa și viața?
profesional îmi doresc ca să rămână această echipă minunată. Îmi doresc ca să, împreună cu colegii mei, să ne dezvoltăm uman, să ne dezvoltăm din punct de vedere al meseriei foarte mult, să comunicăm foarte bine în continuare. Din punct de vedere personal, îmi doresc să rămân în această zonă, pentru că multe îmi place foarte mult și nu știu acum dacă aș mai putea să mă întorc într-o zonă de câmpie. Deși să chiar îmi place ceea ce fac foarte mult și consider că este un loc, un serviciu în care eu personal mă pot dezvolta foarte mult și în care cred că mi-am găsit locul, respectul colegilor mei și pentru mine este foarte important acest lucru. Poate un om să lucreze în acest mediu dacă într-adevăr nu iubește muntele? Nu, nu. Este, de altfel, cred că ca în orice meserie, dacă nu pui suflet și nu faci cu pasiune, nu ai performanță. Cred că este unul dintre criteriile de bază. Pe lângă pregătire, pe lângă dotare, să iubești muntele, să iubești semenii și să fii, să dorești să salvezi oamenii și să-i ajuți în situații critice. Trebuie să reținem acest aspect că noi, jandarmii, nu neapărat jandarmii montani, facem acest lucru pentru a asigura o siguranță cetățeanului. Este clar că interacționați foarte mult cu turiștii care vin în această zonă pentru recreere sau pentru a practica sporturile montane. Care considerați că ar fi cele mai mari probleme pe care le ridică ei aici? Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm este lipsa de educație montană cu ghilimelele de rigoare. Foarte mulți din turiști vin, se aventurează în drumeții fără să aibă o echipare corespunzătoare, fără să cunoască nimic despre munte și apelează cel mai simplu la 112 fără să realizeze la ce riscuri s-au expus ei și se pot expune efectiv echipele de salvatori. Turistul de fapt este și el om, ca noi toți. Și este foarte dificil, fiecare cu modul lui de abordare a situației și este foarte dificil să interacționăm cu unii dintre ei, cu unii, așa cum spuneam mai devreme, interacționăm foarte ușor. Ca și sfat, ce să dau? Să vină echipați, să nu mai vină nepregătiți pe munte pentru că muntele nu iartă, să ne asculte sfaturile și să îndrumările și să stea de vorbă cu noi, pentru că am întâlnit cazuri în care lasă-ne, domne, că ne avem să ne relaxăm, nu ne stresa. Dar îi înțelegem, ne retragem, deci nu este niciun fel de problemă, dar îi supraveghem îndeaproape pentru a nu păți ceva grav. Ce le transmis tu celor care ne urmăresc? Să fie fericiți, să se bucure de viață și să se bucure de aceste peisaje minunate pe care le avem în România.